să fii mentoru Alinei în acest efort, în cercetarea sa, și mă bucur că este alături de noi și o susținem și pe Lina și astăzi. Și iată că noi astăzi, înainte de evenimentul public pe care, cu care practic deschidem ciclul de prezentări publice, vom avea 5 prezentări publice pe cursul lunii iunie. Astăzi începem cu programul, cu prezentarea Alinei. Vom încerca să vă prezentăm care au fost rezultatele cercetărilor acestor studii de politici, recomandările colegilor, și vom susține ca să le promovăm cu actorii vizați, cu actorii implicați. Asta fiind spuse, evenimentul nostru de astăzi, cum ziceam, este pentru a prezenta studiul de politici și recomandările Alinei. Subiectul, domeniul este într-adevăr de autoritate mare, ține de educația digitală în școli, și îmi place titlul ales de Alina, Pro-incluziune digitală în educație pentru cetățenii digitali de mâine. Așa că vom cunoaște mai multe din constatările Aline și recomandările ei pe parcurs, dar acum vreau să o invit doamna Ana Curețchi, coordonator de programe la Fundația Soros Moldova, să ne spună câteva cuvinte despre program și despre așteptările fundației. Vă mulțumesc! Îmi pare bine să revăd aici echipa de la Institutul de Politici și Reforme Europene, care este partenerul nostru de mai mulți ani în proiectul respectiv de anul trecut. Ceea ce ați menționat despre importanța studiului care urmează a fi prezentat astăzi se înscrie perfect în strategia Fundației Soros de a sprijini tinerii cu viziune, cu dorință de a se implica în procesele de dezvoltare care se produc în prezent în societatea noastră, și este un deziderat pe care noi îl urmăm prin proiectele pe care le implementăm, și unul dintre acestea a fost lansarea programului de burse în domeniul politicilor publice, care a fost lansat în 2017 în parteneriat cu școala Hertie School for Public Policy din Berlin, care a fost o bază, un temei pentru creștere expertizii în domeniul elaborării politicilor publice și creșterea acei generații tineri de cercetători care să utilizeze instrumente de cercetare și analiză moderne, să fundamenteze aceste studii de politici în baza datelor relevante, convingătoare, astfel că discursul public în domeniul politicilor publice ar deveni unul mai constructiv, mai eficient, mai productiv. Pe parcursul a 5 ani am reușit să finanțăm 45 de bursieri, dintre care o bună parte probabil au avut burse de cercetare în domeniul politicilor educaționale, și o altă parte considerabilă în domeniul politicilor publice, care vizau fie aspectul de inovare, de securitate, de eficientizarea politicilor în domeniul responsabilității, luării deciziilor. Deci este un spectru foarte larg care a fost sprijinit, și noi sperăm foarte mult că ceea ce am finanțat pe parcursul acestor ani a găsit loc în spațiu public și a fost preluat și valorificat de autoritățile noastre. Anul trecut acest program a luat o altă configurație și am inițiat acest parteneriat cu IPRE, și sperăm foarte mult că a fost o idee reușită, fiindcă partea ce care ținea de procesul de capacitare a tinerilor, de ghidare în procesul de elaborare a studiilor, a fost preluat de dumneavoastră, și cred că a fost o idee inspirată și sperăm că va fi valorificat în continuare. În baza acestui concurs, care după mine a fost de interes public pentru tineri, cei 5 bursieri au beneficiat din partea noastră de suport, dar cred că esențial aici este suportul pe care l-au acordat atât echipa IPRE, cât și experții naționali pe domenii relevante cercetării. Și cred că este un added value pentru întregul program de burse.
Ceea ce ține de subiectul pe care astăzi va aborda Alina, de fapt este primul studiu care va fi făcut public și este pe un segment, pe un domeniu foarte important după mine, mai ales în contextul pandemiei pe care am avut în ultimii 2 ani, când sistemul educațional a fost impus să treacă la învățământul la distanță și de fapt s-a produs un factor extraordinar de impunerea procesului de modernizare a învățământului. Ceea ce cred că trebuie să vedem partea plină a paharului și să salutăm faptul că autoritățile au reușit să răspundă prompt, dar problemele care există sunt foarte mari, aceleași acces inegal la surse TIC, instrumente digitale, nivelul care lasă de dorit a competențelor digitale pe care au cadrele didactice, elevii. Oricum, noi sperăm foarte mult că în urma developării acelor probleme pe care le-ați identificat în studiu, vor fi găsite modalități suplimentare, adiționale pentru a îmbunătăți situația, fiindcă până la urmă nu totul contează să se exprimă în cifre, în suport financiar. Este și important și a schimba atitudinea societății față de importanța acestei schimbări în procesul de învățare, necesitatea unei digitalizări cât mai rapide și de competența cadrelor didactice depinde viitorul generației care vine, fiindcă ne dorim cu toții ca ei singuri să-și construiască acel parcurs în viață și acele instrumente pe care le obțin fie în liceu, fie în universitate, să le ajute să se afirme în baza abilităților pe care le au. Deci eu sper că vom avea discuții interesante și întrebări la fel de provocatoare, poate, și vă doresc succes! Mersi foarte mult, doamna Coreațche, pentru încredere și pentru sprijin. Cel mai mult vă mulțumim pentru suportul tinerilor și susținerea lor. Asta este și misiunea noastră, asta facem împreună. Am să prezint și pe doamna Marcela Adam, deputată în Parlamentul Republicii Moldova. Doamna Adam, o să ofer posibilitatea să veniți cu anumite reacții după prezentările pe care le face Alina și după inputul care va face și Michel. Așteptăm și alți colegi eventual să alăture nouă. Pentru cei care ne urmăresc online, vreau să vă zic că puteți să adresați întrebările a dumneavoastră cu privire la această prezentare în chat-ul de pe Privesc.eu sau de pe sau să faceți comentarii pe rețelele sociale, pe pagina IPRE sau Fundației Soros Moldova, și colegii mei îmi vor transmite întrebările și vă adresa colegilor și Alinei pentru răspunsuri. Asta fiind spus, Alina, ai cuvântul? Da. Bună, sunt Alina. Înainte de a începe prezentarea și să prezint rezultatele de la studiul pe care l-am elaborat, țin să mulțumesc IPRE pentru organizarea evenimentului, Fundației Soros pentru sprijinirea tinerilor. Într-adevăr, e un lucru foarte important, chiar este un input care în timp poate duce la schimbare socială. Și nu în ultimul rând îi mulțumesc lui Michel pentru mentorare și supervizare și pentru feedback-ul constructiv pe care l-am primit ori de câte ori am avut nevoie. Mulțumesc! Da. Deci eu am realizat un studiu pe care l-am intitulat Pro-incluziune digitală astăzi pentru cetățenii digitali de mâine. În momentul în care zicem incluziune digitală, pornim de la premisa că există inegalități digitale. Inegalitățile digitale sau decalajul digital cuprinde două elemente de bază. Unul, ne referim la accesul limitat a anumitor categorii de persoane la dispozitive digitale, și doi, ne referim la nivelul diferențiat de competențe digitale în rândul elevilor. Grupul țintă pe care l-am avut în cadrul acestui studiu sau participanții la cercetare au fost elevi din ciclu gimnazial din Republica Moldova, cu preponderență din partea de nord a Republicii. Și de ce consider acest subiect relevant și de actualitate? Pentru că studiile din domeniul social și nu numai, care
au fost demarate atât la nivel internațional cât și la nivel național, au demonstrat faptul că copiii care provin din categorii sociale vulnerabile, inclusiv din mediul rural, în comparație cu copiii din mediul urban, sunt limitați și sunt supuși anumitor inegalități sociale. Inegalitățile sociale provoacă inegalități digitale, adică cei care sunt vulnerabili social au șanse mai mari să fie vulnerabili și în mediul digital. În cele din urmă, aceste inegalități digitale provoacă sau limitează dreptul la educație. Și aici am putut observa cu toții contextul pandemic și cum nu a făcut, sau situația asta pandemică nu a făcut nimic altceva decât să aducă încă o dată în prim plan discuția privind inegalitățile digitale și accesul limitat pentru copiii din mediul rural. Și limitarea dreptului la educație provoacă în cele din urmă oportunități limitate în dezvoltarea potențialului maxim al copiilor. Potențialul maxim al copiilor sau elevilor generează iarăși inegalități sociale. Deci identificăm un cerc vicios care în momentul în care nu sunt dezvoltate la nivel guvernamental și sistematic anumite strategii de minimizare a inegalităților, se va roti acest cerc într-una și cercul sărăciei, de fapt. De aceea consider că echitatea, egalitatea și sustenabilitatea în educație sunt niște piloni fundamentali care ar trebui să vizeze orice politică publică care să adreseze inegalitățile digitale în educație. Cine poate beneficia de pe urma acestui studiu? Aici putem identifica trei categorii, niște beneficiari direcți, finali sau alte categorii de persoane de interes. La beneficiarii direcți sunt instituțiile publice, instituțiile școlare, APL-urile, administrațiile publice locale sau alte instituții. Beneficiarii finali sunt elevii, care de fapt sunt și beneficiarii țintă, sau ceilalți membri din familia elevilor. Și aici este un aspect foarte interesant, care l-am identificat și în studiul meu. O modalitate prin care copiii își pot dezvolta sau crește nivelul de competențe digitale este în momentul în care unul dintre frați, dacă au frați mai mari, este la un alt nivel de alfabetizare digitală, mai ridicat decât se află el, și atunci, prin educare reciprocă, își dezvoltă și acumulează și el anumite competențe digitale. Sau beneficiarii care fac parte din alte categorii, stakeholderi, sunt ONG-uri, agenții economici din area IT sau alte categorii. Scopul, care este scopul de bază acestui studiu sau ideea pe care am avut-o pe toată perioada demarării studiului în cap, a fost măsurarea nivelului de competențe digitale a elevilor, ceea ce chiar ducem lipsă și la nivel european și la nivel național, de niște date care să arate clar nivelul de competențe digitale, și pe baza acestor rezultate să încerc să fac anumite recomandări care să constituie baza unei propuneri de politici publice și care, bineînțeles, să adreseze inegalitățile digitale în educație. Alfabetizarea digitală influențează accesul la o educație de calitate și traseul educațional al tuturor elevilor. Aici știu că toți cunoaștem că Constituția Republicii Moldova, ca și garant al dreptului copiilor la o educație de calitate și egală, garantează și cumva asigură dreptul copilului la educație. Din acest motiv și consider că ar trebui adresată la nivel de politică publică problema inegalităților digitale în educație. Nu știu ce se întâmplă. Da. În cadrul studiului, a fost un studiu de tip cantitativ, a fost realizat un chestionar adaptat după un studiu larg care a fost aplicat la nivel de UE. Au participat 1514 respondenți, dintre care 45,8% au fost participanți de gen masculin și 54,2% au fost participanți de gen feminin. O medie a vârstei a fost 14 ani.
Chestionarul l-am distribuit atât în format online, cât și în format fizic. Inclusiv am fost prin sate, școlile din mediul rural și am aplicat chestionarul. Am fost impresionată de unele reacții ce ține de subiectul pe care l-am abordat, inclusiv și cadre didactice, și personal administrativ, și chiar și elevi. Au fost foarte încântați și au spus că de multe ori și-au pus întrebarea cum lipsa accesului la tehnologie și un nivel scăzut de competențe digitale îi pot afecta la nivel de oare o să ajung să merg la universitate, oare o să ajung să, nu știu, să fac un master, sau majoritatea la universitate se gândesc, dar... Asta încă o dată mi-a confirmat ideea că într-adevăr este un subiect de actualitate și un subiect care este legat direct cu traseul educațional și pregătirea resursei umane pentru inserția în câmpul muncii. Conform rezultatelor obținute, acest grafic sau prima parte s-a referit la frecvența școlară a copiilor în contextul pandemic. 64% declară că au participat la orele desfășurate în mediul online, 24% declară că nu au participat, motivând lipsa accesului la dispozitive digitale și conexiune proastă la internet. Și celelalte procente nu au participat, nemotivând cauzele. Referindu-ne la principalele dificultăți sau ce consideră elevii ca fiind principalele dificultăți în procesul de predare online, procesul de învățare și predare în online, o mare parte dintre ei consideră că lipsa accesului la dispozitive digitale și accesul limitat la internet este principala cauză sau principala dificultate întâlnită de către ei în momentul școlii în online. De asemenea, consideră problemă și comunicarea între profesor sau între profesor și elev. Consideră a fi o dificultate și nivelul de competențe scăzute atât a profesorilor, cât și a elevilor în a utiliza tehnologiile digitale. După cum am spus, în prima parte, scopul acestui studiu a fost măsurarea nivelului de competențe digitale al elevilor. Măsurarea a fost făcută pe 5 arii de bază, care sunt trecute într-un cadru de competențe digitale la nivel de Uniunea Europeană, se numește DigiComp, și care, de fapt, și stabilește anumite standarde de competențe digitale. Țările membre UE, începând din anul 2022, în mod obligatoriu cumva, trebuie să se alinieze, să se plieze cu standardele pe care le sunt trecute în acest cadru de competențe. Aceste 5 arii sunt alfabetizarea digitală și informațională, comunicare și colaborare, crearea de conținut digital, siguranță și securitate online și rezolvarea de probleme. Din numărul total de participanți, media pe care au obținut-o la aceste 5 arii sunt trecute acolo, după cum le puteți vedea. La partea de alfabetizare digitală și informațională au acumulat o medie de 3,7, la comunicare și colaborare de 3,5, din maxim 5, crearea de conținut digital 3,8, siguranță și securitate 3,5 și rezolvarea de probleme 2,3. Făcând o comparare cu chiar zilele trecute am citit, a fost aplicat acest chestionar, bineînțeles l-am adaptat la contextul Republicii Moldova, dar același chestionar a fost aplicat la peste 8 țări membre din UE și media generală a tuturor participanților a fost de 4,62. Deci putem observa un nivel foarte scăzut identificat de către noi în studiul ăsta. Indexul general, adică media generală pe toate ariile de competențe digitale și pentru toți, în dreptul tuturor participanților, este de 3,4. Cea mai mică medie este la rezolvarea de probleme. Aici putem detalia un pic subiectul, pentru că este vorba despre siguranța online a copiilor, în momentul în care nu au anumite competențe de rezolvare și gestionarea problemelor pe care le întâlnesc în online, riscurile la care sunt supuși cresc considerabil, nefiind competenți să se apere în acest sens. O întrebare foarte interesantă, dacă există diferențe de gen, dacă există diferențe la nivel de competențe digitale între fete și băieți.
În cadrul studiului nu am identificat diferențe semnificative pe trei domenii, pe navigare și prelucrarea informațiilor, pe comunicare și interacțiune și pe rezolvarea de probleme. Adică aici și fetele și băieții au avut sau au acumulat aceeași medie. Însă, cu toate acestea, la două domenii, crearea de conținut digital și siguranță online, fetele au înregistrat un scor semnificativ statistic mai mare decât băieții. Și în întrebarea mea, mai degrabă, este o întrebare fără răspuns. Are loc oare o minimizare a decalajului digital în funcție de gen? Pentru eșantionul nostru, pentru participanții noștri, datele arată că există o minimizare, există un echilibru între fete și băieți. Și mai sunt și alte studii desfășurate la nivel internațional pe care le-am consultat, care susțin aceeași idee că nu există o diferență semnificativă la nivel de competență digitală. Însă, pe de altă parte, sunt studii care au demonstrat că există diferențe semnificative între fete și băieți în avantajul băieților la ceea ce este legat de utilizarea creativă a tehnologiilor digitale în scopul îmbunătățirii calității vieții. Ce am putea face? Am identificat problema, am spus că există inegalități digitale în rândul elevilor care afectează în cele din urmă și reușita școlară și traseul educațional al copiilor și ce putem face. Din punctul meu de vedere și în primul rând, cred că o strategie sau o politică publică în acest sens ar trebui să aibă o perspectivă integrată. Adică să includă toți actorii participanți la procesul de predare-învățare, începând cu elevii, părinții, profesorii, inclusiv personalul administrativ al instituțiilor școlare. Și această strategie ar trebui să pornească de la alfabetizare digitală. Alfabetizare digitală în care ar presupune, în primul rând, asigurarea accesului la dispozitive digitale, aici dispozitive digitale de calitate, contează mult, după care dezvoltarea unei strategii sistematizate și la nivel național în ceea ce privește alfabetizarea digitală și dezvoltarea nivelului de competențe digitale în dreptul elevilor să fie cumva cu un demers pedagogic în spate, să fie vizat în curricula școlară și în programa școlară. De asemenea, consider relevant crearea unui mecanism de cooperare a instituțiilor școlare, astfel încât în momentul în care, cunoaștem cu toții, există decalaje digitale și între profesori. Unii au un nivel de competențe mai ridicate, alții un nivel de competențe mai scăzute. Dacă ar exista această colaborare interinstituțională, s-ar putea face schimb de experiențe și în cele din urmă tot elevul ar beneficia de acest lucru. De asemenea, consider relevant dezvoltarea și implementarea parteneriatelor publice-private, în sensul de parteneriat cu agenții din area IT, astfel încât să se asigure dispozitive de calitate care au fost gândite în scop educațional. Pentru că aici, iarăși, folosim dispozitive digitale care au fost gândite pentru divertisment, pentru social media și nici de cum nu au avut în spate un demers educațional. Și asta, în cele din urmă, influențează calitatea educației. O altă recomandare este monitorizarea continuă a situației elevilor vulnerabili. După cum am spus, cei care vin dintr-un background social vulnerabil sunt mult mai predispuși la inegalități digitale. Aici am mers pe ideea, ar fi relevant să se organizeze fie la nivel central un grup de lucru în acest sens care să vizeze direct inegalitățile digitale și aici pot reaminti exemplul țărilor nordice, Norvegia, Finlanda, care au un astfel de grup de lucru care vizează direct minimizarea inegalităților digitale în educație. O altă recomandare ar fi încurajarea comunicării între cadrele didactice și părinți. Pe lângă că recomandarea alternativă este să se meargă și pe alfabetizarea digitală a părinților, care petrec mai mult timp cu copiii și în momentul în care au un nivel de competențe digitale pot transmite copiilor informațiile de care au nevoie, astfel încât să poată folosi tehnologia digitală în scop educațional. O altă recomandare pe care o consider relevantă este stabilirea la nivel de liceu a unui examen obligatoriu de evaluare a competențelor digitale.
Acest model a fost aplicat în România acum 3 ani, dacă nu greșesc, și chiar s-a dovedit a fi, s-a făcut o evaluare de impact și s-a dovedit a fi foarte, foarte de folos, foarte util și relevant. Astfel încât în momentul în care unul la mână se minimizează inegalitățile în ceea ce privește accesul la educația superioară, pentru că mulți nu aveau curajul să meargă să se înscrie la o universitate, gândindu-se că nu au nu știu ce competențe digitale și în momentul în care mergi la o educație superioară, pornești cu ideea că ți se cere ceva mai mult decât ți s-a cerut în liceu. O altă recomandare este elaborarea unui profil digital al absolventului ciclului general de învățământ, ceea ce există la nivel de UE și se poate de adaptat. Instruirea cadrelor didactice, după cum am spus, în domeniul utilizării dispozitivelor digitale în scop inovativ. Aici putem include și existența sau construirea unui cadru de surse educaționale deschise, accesibile pentru toate cadrele didactice. Și, în ultimul rând, elaborarea unor standarde minime de dotare tehnică a instituțiilor școlare. Asta ar fi foarte, foarte relevant. Sunt mai multe recomandări, dar mă opresc aici. Mulțumesc mult pentru atenție. Mersi foarte mult, Alina, pentru această prezentare. Sper că cei care ne urmăresc și-au format niște întrebări. Noi le așteptăm. Între timp, vreau să invit pe Michel. Michel, să ne spui mai multe despre propunerea de politici, analiza pe care a făcut-o, studiul pe care l-a făcut Alina. L-ați realizat împreună. Știm foarte bine că tu ești implicat în multe inițiative de educație digitală, unii de ele deja se implementează și vreau să te întreb pe tine mai mult, să ne dai detalii care din propunerile, recomandările cu care a venit Alina deja se implementează, unii de ele care ar putea să preia ideile și propunerile făcute de Alina. Te rog mult să ne dai mai multe detalii. O bună parte din recomandările pe care le-a propus deja Alina în acest document cred că pot fi luate în calcul în primul rând în strategia nouă pe educație care este acum în proces de elaborare. Unele recomandări sunt deja ca proiecte pilot în parteneriat, de exemplu, chiar și cu Fundația Soră sau cu donatorii mari care se desfășoară, de exemplu, la Clasa Viitorului, dar în mare parte propunerile Alinei acoperă sistemic, da? Toată partea de competențe digitale și aici vorbim nu doar de competențele finale ale elevilor, dar până ajunge acolo vorbim despre beneficiarii noștri primari care sunt în primul rând cadrele didactice, pentru că fără cadre didactice care sunt instruite și care au nivel ridicat de competențe digitale, nu putem ajunge să ridicăm nivelul de competențe digitale ale elevilor. Avem și paradoxul că uneori elevii au un nivel de competență mult mai înalt. Modelul Clasa Viitorului mi se pare foarte pertinent în cazul dat, pentru că este un centru de excelență sau un centru de inovație care se află pe teritoriul universității pedagogice și după mine el ar trebui luat în calcul în strategia nouă ca un punct forte în care deja s-au testat mai multe soluții și la care au fost scalate deja de la 20 de școli la 200 de școli, de exemplu același proiect pe robotică, da, de care toată lumea avea frică cu 5-6 ani în urmă și acum avem competiții în care elevii noștri iau primele locuri la nivel mondial. Asta arată un nivel de competență digital, deja aplicarea pe partea practică în viață și cum asta se pliază deja pe viitoarele profesii pe care le vor urma elevii. Ce ține de partea de echipamente, cred că este important să testăm acum câteva modele și așa cum menționa Alina, să nu generalizăm că avem nevoie de echipamente și toată lumea să doneze așa cum s-a întâmplat în timpul pandemiei, da? Toate asociațiile, toate business-urile, toate companiile IT au donat stocuri întregi de computere care nu sunt uneori prielnice pentru procesul educațional.
Avem modelul de Chromebook-uri, da, care sunt adaptate pentru procesul educațional, care au preinstalate anumite softuri specializate pentru procesul educațional, care sunt conectate în serie în care profesorul poate prezenta sau interacționa cu fiecare elev în parte la distanță de la laptopul său. Deci sunt anumite instrumente care ar trebui să fie revizuite și încadrate într-o serie de recomandări din partea Ministerului către școli, plus să fie dedicat un buget aparte în fiecare an, pentru că noi știm cum se fac procurările în școli, banii care rămân la sfârșitul anului, din ele cumpărăm ce putem, da? Pentru asta totuși trebuie deja dedicat bugete separate, pentru că competențele digitale nu pot exista fără echipament și fără softuri care să fie specializate, plus diferența dintre competență digitală, că ea este nu doar la informatică, încă avem percepția dată că este ține de obiectele și științele reale, avem obiecte precum este arta plastică, educația muzicală, la care elevii astăzi nu vor să meargă, da? Dar care pot fi transformate ușor în obiecte captivante prin faptul că ei fac acum tot felul de podcasturi, da? De instrumentele pe care ei le folosesc zilnic, Instagram-ul, care iarăși pot fi integrate inclusiv în aceste obiecte care aduc plus valoare competențelor digitale. Ceea ce ține de parte de incluziune, critic, cred că pentru noi ca țară, este să adoptăm cel puțin instrumentul selfie la nivel național și știu că acum la nivel de minister se discută adoptarea acestui instrument pentru a face o mapare națională. Da? Alina, practic, a făcut acum un pic din munca ministerului și a mapat și a reflectat un tablou cel puțin dintr-o regiune și un target pentru clasele gimnaziale. Acest lucru trebuie să-l facă deja ministerul la nivel național pentru a înțelege în fiecare regiune care este nivelul concret a fiecărui elev, a fiecărui profesor, a fiecărei școli. Avem selfie la nivel european care este gratuit și putem să-l utilizăm. Mai sunt exemple, că am fost săptămâna trecută în Estonia și ne-au prezentat și estonienii modelul lor, care a fost un pic adaptat pentru ei, care se numește Digital Mirror, în care ei aplică chiar și la nivel de școală. Deci fiecare școală poate să vadă în timp real care sunt date. Deci avem nevoie de cât mai multe date după care putem opera cu echipamente, cu modelări în procesul de studii și curicula care să fie schimbate. Dar toate trebuie integrate sistemic. Deci noi nu putem să alegem una din aceste recomandări. Noi avem nevoie de ele la pachet și încă o dată pandemia asta ne-a demonstrat. Am văzut cu ochii mei în primele luni de pandemie, când a fost proiectul, de exemplu, educație online, da, cum s-au adaptat profesorii în timp real și diferența dintre profesorii care veneau din regiuni, cât de greu le era să ajute elevii să ajungă pe acele canale de comunicare și diferența dintre câteva școli private sau mai mari din Chișinău. Deci asta se vede uneori și cu ochiul liber și asta se confirmă încă o dată și prin acest studiu, iar nota asta medie pe care ne-a dat-o cred că spune foarte mult despre cât de mult de lucru avem la acest capitol, dar instrumentele care există astăzi cu o implementare și cu unirea tuturor forțelor, eu cred că poate fi făcută mult mai repede, pentru că deja vedem lecțiile învățate altor țări și pandemia care ne-a arătat clar unde sunt punctele noastre dureroase. Mersi mult, Michel. Tu ai menționat Ministerul Educației. Vreau să menționez că am avut o cooperare destul de bună pe parcursul acestui proces și direcțiile de educație la nivel local au fost implicați, toți deschiși, lucrul ăsta ne bucură, asta înseamnă că există într-adevăr interes și mă bucur că lucrul ăsta a ajutat. Din păcate, colegii noștri la Ministerul Educației nu au reușit să vină astăzi, dar avem aici altul de pe doamna Adam, deputat în Parlament, și doamna Adam, vreau să întreb în ce măsură Parlamentul încearcă să creeze condiții pentru ca guvernul să reușească să definitiveze această strategie sau program de dezvoltare digitală. Știm foarte bine că lucrurile deja avansează acolo, dar care este viziunea dumneavoastră? Vă rog. Bună ziua!
Mai întâi de toate, mă bucur să vă salut, vă mulțumesc pentru invitație, să o felicit pe Alina pentru efortul pe care l-a depus și pentru această realizare. Este cu adevărat o cercetare foarte utilă în condițiile de astăzi. Mai cu seamă că ai reușit să pui pe agenda publică nu doar provocările cu care ne-am confruntat în acești ani de pandemie, dar și soluții la care am putea să apelăm și să recurgem, da, pentru a rezolva anumite probleme, chiar poate pe termen mediu, pentru că o resetare a capacităților învățământului în Republica Moldova ar necesita proiecte de termen mediu, termen lung și ar necesita și timp mai mult. Dar cu siguranță sunt și aspecte care pot fi rezolvate imediat și cercetarea ta aduce mai multe sugestii, soluții. M-a bucurat să aud și bunele practici care există în Uniunea Europeană. În acest context vreau să subliniez că demersul Republicii Moldova pentru a deveni țară candidată al Uniunii Europene, îmi exprim speranța că ar putea să ajute în acest sens să evoluăm mai repede pe rezolvarea acestor probleme ce țin de dezvoltarea educației. În contextul susținerii, da, cum ați întrebat dumneavoastră, pe care o acordă Parlamentul pentru Guvern, ei bine, pe platforma Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, din care fac și eu parte, avem mai multe discuții cu colegii de la Ministerul Educației și Cercetării. Sunt în proces de analiză, de dezvoltare, așa cum a menționat și Michel, și strategia nouă a educației și mai multe modificări pentru în planul cadrului normativ. A venit, vreau să menționez aici, și Michel a venit cu propuneri judicioase la nivel legislativ pe care am putea să le implementăm ca să dezvoltăm sectorul dat, pentru că, bine a fost remarcat, este o problemă nu doar pentru școală, este o problemă pentru întreaga societate. Nivelul competențelor digitale, ori fără aceste competențe, astăzi nu ne putem integra plenar și nu putem fi membri activi ai unei societăți dezvoltate și nu putem construi, de fapt, această societate dezvoltată, o societate a prezentului și a viitorului. Ca să nu trenăm în urma istoriei, deci noi trebuie să fim în pas cu ea. Și mai cu seamă, elevii, deci tinerile generații, sunt cele care vor construi acest viitor și sunt cei care trebuie să-și asume, să scrie noua istorie. Iar viitorul, evident, este legat de tehnologiile informaționale, și competențele digitale, evident, sunt indispensabile și foarte importante. Și așa, cum a zis și Michel anterior, s-a creat percepția în societatea noastră că competențele digitale cumva se dezvoltă doar la orele de informatică. Ori, cu adevărat, ați remarcat și dumneavoastră, perioada pandemică a demonstrat că competențele, cu virgula de rigoare, competențele digitale sunt necesare la toate obiectele de studiu, respectiv avem sau trebuie să depunem eforturi consolidate astfel încât să ridicăm nivelul de pregătire și al profesorilor și al părinților și respectiv a elevilor, astfel încât să avem eforturi conjugate, să transformăm instituțiile din Republica Moldova în instituții care pregătesc cu adevărat cetățenii de mâine și, așa cum a zis Alina în titlul cercetării sale, cetățenii digitali de mâine. Pentru că, evident, dacă nu vom avea o pregătire pentru noile provocări pe care ni le pune în față revoluția tehnologică, revoluția științifică, atunci nu vom beneficia nici de dezvoltare economică, nici de consolidarea societății. Și nu cred că aceasta ține de perspectiva de dezvoltare a Republicii Moldova, ba din contra. Mă bucură să constat interesul elevilor și al tinerilor pentru tehnologii, da, pentru digitalizare.
și nu doar a elevilor, dar și întreaga societatea cum merge pe digitalizare, serviciile publice, respectiv reiau sau reiau ideea care am zis-o mai înainte. Avem nevoie de formări continue, probabil, pentru toate nivelurile sociale, astfel încât oamenii să-și poată ridica calitatea vieții. Iar pentru elevi, ziceam, remarc interesul lor pentru noile specialități, pentru că economia de mâine și specialitățile sau profesiile viitorului cu siguranță vor arăta altfel decât ceea ce avem astăzi și, evident, cu totul altfel decât ceea ce am avut ieri. De aceea este foarte important să punem accentul pe dezvoltarea competențelor digitale într-o formulă structurată, așa cum a menționat și Michel, nu doar la orele de informatică, dar demersul pedagogic trebuie să fie totul orientat, da? Sau să prevadă dezvoltarea competențelor digitale la toate disciplinele. Ora aceasta le-ar permite elevilor să fie mult mai pregătiți pentru ziua de mâine, pentru ieșirea lor pe piața muncii și accesul pe piața muncii și ar, cu siguranță, ne-ar transforma societatea într-o societate modernă. Mersi mult, doamna Dan, pentru această prezentare. Doar ca dumneavoastră, cei care ne urmăriți, așteptăm întrebările dumneavoastră, mai avem timp. Până când mai vin întrebări, vreau să întreb și eu câteva chestii care mă interesează. Primul, din punct de vedere politicilor, nu știu, foarte bine se discute despre o nouă strategie, sau mai bine spus, un nou program național în domeniul educației. Pe de altă parte, avem un nou program în dezvoltare la digitalizarea Republicii Moldova. Michel, în ce măsură, totuși, la moment, în procesul curent de elaborare acestor două programe, sau care sunt ele, există tot această legătură? În ce măsură există această sincronizare? Din perspectiva curentă, fiindcă ai zis și tu bine, există deja mai multe activități, mai multe acțiuni care se implementează, care testează anumite intervenții pe domeniul digital, în domeniul educației. Și întrebarea mea este, în ce măsură, din propunerile de politici publice realizate de Alina, ar putea să se regăsească în acest astfel de documente? Deci asta o întrebare așa generală, care ține mult de domeniul de politici publice pentru tine, că știi mai bine domeniul ăsta acum. Eu nu știu dacă eu am mandatul necesar ca să răspund la așa întrebări, dar în timp ce doamna Dam spunea despre inițiativele care sunt și s-a repetat foarte mult cuvântul digitalizare, îmi venea tot în minte și faptul că cred că vorbește foarte mult de la sine că avem un vicepreministru pe digitalizare care vine din mediul care a testat pe propria piele și pe propria sa echipă primele servicii electronice și componenta educației pe agenda cel puțin a domnului vicepremier este în priorități. Am discutat-o și noi de nenumerate rânduri la diferite nivele, pentru că este iarăși componenta de capital uman, de care ducem tot mai mult lipsă și pe care trebuie să-l capacităm pentru a asigura acea forță de muncă calitativă care să rămână acasă și care să corespundă cerințelor pieței, fie că sunt companii cu capital străin care sunt locale, fie că sunt companii de ale noastre, fie că e vorba pentru sectorul public, deci pentru oricare domeniu, dacă ne dorim să avem o dezvoltare economică și să devenim și competitivi pe piața internațională, competența digitală ea nu poate fi ignorată în continuare. De aceea, cred că aici chestiunea ar sta ca colaborarea dintre oficiul vicepremierului și cabinetul ministrului educației să fie una mai strânsă și să poată face un board. Eu cel puțin mi-aș dori ca asta să se întâmple în timpul apropiat pe digitalizarea în educație, care să cuprindă mai multe domenii, ceea ce ar ajuta și Ministerul Educației să acopere anumite părți care lipsesc în minister, pentru că noi înțelegem foarte bine că capacitatea ministerelor este
redusă uneori prin cumularea de resurse umane și intelectuale din mai multe direcții, ideile și proiectele devin mult mai complexe și răspunsurile și provocările la care vom face față vor fi evident mult mai palpabile. Și cu siguranță pentru mine sunt evidente aceste răspunsuri care sunt în documentul de politici publice ale aliniei și par a fi realizabile, nu sunt inventate sau chiar și financiar super complexe, ca să spunem că asta nu este pentru noi, dar asta poate să facă Finlanda sau Statele Unite sau oricare altă țară. Este o realitate simplă, niște pași care sunt necesari pentru țara noastră. Mersi, mersi, Michel. Elena, vreau să revin la tine. Tu ai menționat în prezentarea ta aceste rapoarte pe care se realizează la nivelul Uniunii Europene la competența digitală. Și vreau să te întreb în ce măsură, din ceea ce cunoști tu, pentru că cercetezi domeniul ăsta la nivelul Uniunii Europene, în ce măsură exercițiul pe care l-a realizat tu în Republica Moldova poate fi conectat la analizele, evaluările pe care se fac la moment la nivelul Uniunii Europene de către Comisia Europeană și alte țări. Fiindcă îmi dau bine seama că aceste rapoarte, acest index al competenței digitale contează foarte mult atunci când prioritizează anumite fonduri de dezvoltare, anumite investiții. Știm foarte bine că Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari investitori și donatori ai Republicii Moldova. Evident că ne uităm la agenda digitală, europeană, se regăsesc foarte multe priorități la care ne conectăm și noi. Dar în ce măsură, de exemplu, exercițiul pe care îl realizezi tu, el se plează inclusiv din experiența ta și contactul tău cu autoritățile, ca și abordare la nivel european și în ce măsură Moldova poate fi implicată în acest exercițiu de evaluare la momentul curent? Da, mulțumesc pentru întrebare. Deci, proiectul la nivel european care a fost realizat, bineînțeles cu finanțarea Comisiei Europene, care foarte mult se axează pe această idee, anume pentru a pregăti cetățenii digitali, este un proiect, Wise Skills se cheamă, la nivel de UE a fost aplicat și cu coordonatorul sau directorul proiectului. M-am întâlnit acum 3 săptămâni în Oslo, tot în cadrul la o conferință, avea un caracter academic. Și doar după ce a avut o prezentare despre asta, mi-am dat seama că e vorba despre directorul acestui proiect. Am avut curajul să merg, să-i spun că am aplicat instrumentul lui adaptat în Republica Moldova și a fost foarte, foarte încântat. Deci, au spus că nu au date din zona asta, Moldova, Ucraina și Georgia sau țările mai aproape fostul bloc sovietic. Și mi-a propus în ce măsură sunt disponibilă fie să îi trimit rezultatele, fie să îi trimit baza de date și să o încadreze la celelalte rezultate, astfel încât să atragă atenția la nivel de Uniunii Europeană în ceea ce ține rezultatele sau indexul, că indexul se ia în considerare, obținut la nivel de Republica Moldova. Aici apare întrebarea și îmi puneam eu întrebarea dacă numărul de participanți este relevant sau dacă se satisface condiția de reprezentativitate, așa se spune cumva statistic. Și l-am întrebat, când m-am întors acasă, i-am scris un mesaj în acest sens și l-am întrebat în ce măsură e ok și mi-a confirmat că este un număr absolut relevant, ținând cont de numărul total înscriși, de elevi înscriși în ciclu gimnazial. Deci, un prim pas și un prim răspuns la întrebarea ta este că deja am realizat un mic pas în a apropia mai mult problematica pe care eu am abordat-o de Uniunea Europeană. Mersi, mersi, Alina. Mă bucur că ai reușit să pui Moldova pe mapa analizelor în acest sector. Sunt sigur că asta ar putea să ne ajute și eu sper că efortul tău să fie unul de amplificare într-un fel sau în altul și să atragă atenția cercetătorilor la nivel european asupra Republicii Moldova, când întotdeauna cunoaștem. Pentru cercetători problema datelor este esențială și tu ai făcut un efort imens împreună cu Michel și alți colegi și eu cred că asta poate fi un fel de door opener, dacă vrei. Și chiar sper că vei reuși să valorifici rezultatele analizei tale pentru această cercetare, fiindcă evident că asta ar putea să ne ofere mai multe
mai multe oportunități ca să facem o mapare mult mai bună și conectare mai bună la, la spațiul european. Între timp s-a alturat nouă doamna Tatiana Alexeev, manager de proiect Techville în fiecare școală. Mulțumim că sunteți alături de noi. Alina a făcut prezentarea, foarte multe lucruri din, pe care le-a recomandat, evident că țin de experiența pe care o aveți dumneavoastră în cadrul programului și sper că ați reușit să vedeți principalele constatări și recomandări ale Alinei. În sensul ăsta vreau să vă întreb în ce măsură anumite activități pe care le realizează deja ar putea să beneficieze de analizele propriu-zise. Vorbeam de indexul ăsta de competență digitală care comparativ cu cel estimat la nivel european, este un pic mai jos, dar e un bun baseline într-un fel sau în altul. În ce măsură lucrurile astea ar putea să vă ajute și pe dumneavoastră ca să atrageți mai mult sprijin din partea partenerilor de dezvoltare, pe de o parte, și pe de altă parte, în ce măsură propunerile Alinei ar putea să vă ajute pe dumneavoastră în realizarea programului dumneavoastră? Bună ziua tuturor! Mă bucur să fiu aici. Îmi cer scuze de întârziere, a fost o confuzie de timp. Tecum în fiecare școală este unul dintre cele mai mari proiecte în educație în Republica Moldova. Noi, la moment, cuprindem peste 333 de școli în care aducem profesorii viitorului. Anul viitor preconizăm să avem în jur de 50.000 de elevi care studiază profesiile viitorului. Ele sunt 6 la număr, anul viitor vor fi 8, ele sunt cu predare în limba română și în limba rusă. Noi punem un accent foarte mare pe crearea de oportunități, nu doar în orașe sau în municipii, dar și în zonele rurale. Pentru că cunoaștem că unul dintre motive pentru care elevii aleg să plece din sate este lipsa de oportunități. Adică ei încearcă să găsească o școală, un liceu în care poate cadrele didactice au o pregătire mai bună, poate echipamentele pe care le vor găsi acolo sunt de o calitate mai bună. Și atunci noi încercăm să aducem prin inițiativa Laboratoare Digitale, prin aceste cursuri, resurse digitale pe care le-am dezvoltat, să le aducem cât mai aproape de ei. Zilele astea eram la Cahul și discutam cu directorul unei instituții, unui liceu dintr-un sat din raionul Cahul, care spunea că la începutul anului ei nu știau dacă vor avea clasa 10 să se deschidă. Din cauza că numărul elevilor era foarte mic și atunci cei care erau în sat cumva optau pentru să se ducă într-un oraș în vecin. Noi în primăvară am deschis un laborator digital, ceea ce înseamnă un spațiu modern de învățare, înseamnă un spațiu dotat cu echipamente, cu un mobilier modern și datorită acestui laborator și datorită altor oportunități, elevii au decis să rămână. Și atunci, iată, în astfel de instituții, elevii decid să rămână pentru că aceleași oportunități pe care ei le-ar putea găsi în orașe, ei le pot avea și la ei acasă, lângă părinți, în satul lor. Nu știu dacă ar... Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea proiectului, programului. Și în sensul ăsta, cumva, asta care confirmă cât e de important să pui accent pe dezvoltarea infrastructurii. Tu ai menționat despre subiectul ăsta, te vedem un exemplu concret când o clasa 10 rămâne deschisă într-o școală unde nu era sigur că se va forma clasa respectivă. Rog. Da, dacă e să vorbim și despre infrastructură, noi colaborând cu aceste 300 de școli, vedem care este realitatea. Și chiar dacă este un gimnaziu cu 60-80 de elevi, sau vorbim de un liceu care are peste 1000-1200 de elevi, standardul este același. O singură clasă de informatică, bine, cei de la gimnaziu ar putea să aibă în jur de 10-12 computatoare, iar cei de la liceu în jur de 15-20. Pentru o școală de 1200 de elevi, 15-20 de computatoare care sunt învechite, care sunt cu software piratat,
Și specificațiile tehnice sunt destul de joase. Ele nu permit rularea unor programe și unor software necesare, de exemplu, pentru studierea cursurilor noastre de cum în fiecare școală. Da, și una dintre soluții așa ar fi încurajarea, crearea de aceste oportunități. Deschiderea cât mai multor laboratoare digitale, pentru că fiecare școală din Republica Moldova merită un astfel de laborator. Merită și fiecare elev merită să aibă acces la astfel de echipamente. Mersi mult, Tatiana. Mersi mult pentru răspuns. Mă uit la colegii mei să văd dacă avem întrebări. Nu avem întrebări. Atunci eu propun să trecem la etapa final, concluzii și pașii următori. Alina, vreau să ne spui tu ce faci tu mai departe cu rezultatele analizei tale, unde putem să te ajutăm noi și cum Michelle ar putea să valorifice această oportunitate pe viitor. Deci cu ocazia asta vreau să ofer ocazia să faceți unele concluzii și nu cumva să ne uităm pe viitor ce putem, la ce putem să ne orientăm viitor. Te rog. Dacă vorbesc de concluzii, am două concluzii principale. Până la urmă, asigurarea accesului la tehnologie informațională și comunicațională și urmărirea sau existența la nivel național a unei strategii de alfabetizare digitală în termen de creșterea nivelului de competențe digitale, până la urmă este un drept a copilului, pentru care la mijloc dreptul la educație. Altă idee sau altă concluzie principală este că investind acum în alfabetizare digitală ne scutim de multe probleme pe viitor la nivel de economie națională, pentru că dacă nu alfabetizăm digital acum vom avea o rată foarte mare a șomajului, pentru că meseriile se schimbă și forța muncii se adaptează după economia digitală. Astea ar fi două concluzii principale. Ca și plan sau ce vreau să fac cu rezultatele acestui studiu, în primul rând, după cum am spus, o să încerc să colaborez cu proiectul respectiv din Belgia, o sediu în Belgia. O să încerc să încadrez și să fac o comparație mult mai detaliată. Deci cercetarea nu se oprește aici, asta vreau să spun. Deja am acces la baza de date europeană. Și o să fac o comparare nu doar pe index general, ci și pe arii de competențe. Scopul proiectului care se desfășoară la nivel de UE a fost, ca și al meu de altfel, oferirea anumitor recomandări la nivel de digitalizare și minimizarea inegalităților digitale în educație. După cum știți, la nivel de UE, toate proiectele publice se fac bazate pe date, bazate pe evidențe, pentru că asta e rolul studiilor, să identifice problema și politica publică să vină să ofere răspuns problemei identificate. Nu facem politici publice care nu răspund la nicio problemă. Și consider că acest prim pas va atrage atenția unul la mână Uniunii Europene, va apropia problematica inegalităților digitale de ceea ce se întâmplă la nivel de UE și de ce nu o să încerc, nu știu în ce măsură se va întâmpla asta, unul să traduc normele sau standardele de competențe digitale care sunt la nivel de UE și să le distribui pe aici, și doi, să fac mai vizibile rezultatele mele, fie prin distribuirea în mediul online, pentru că acolo sunt copiii și elevii, este și dreptul lor să aibă acces la rezultate, astfel îi putem motiva să încerce, cumva prin autoînvățare, autoeducare, să încerce să utilizeze tehnologia și în scop educațional. Atât. Mersi mult, Alina. Michelle? Eu cred că în calitate de mentor am dreptul moral și trebuie mai departe să o ajut pe Alina, chiar dacă va fi sau nu în Chișinău, să promovăm în continuare cele mai importante concluzii din această politică, dintre această analiză. Cred că împreună cu doamna Adam și cu Comisia Parlamentară, dar și cu colegii de la Minister, am putea integra cel puțin partea de argumentare, da? Tot acest studiu cantitativ
da? Sau calitativ el a fost mai mult, cantitativ, care a fost făcut să fie integrat pentru a avea argumente în plus de ce avem nevoie de aceste competențe, să fie parte, de ce nu, din strategia nouă a educației, iar recomandările care au fost propuse să fie deja desfășurate în această strategie. Deja am dat câteva exemple pe standarde și pe tot felul de fișe, plus cred că trebuie să dăm o definiție mult mai clară la competențele digitale și să revizuim standardele de competențe digitale care au fost elaborate în 2014-15, care sunt foarte vagi și care lasă foarte mult loc de interpretare. Și dacă avem posibilitatea, pentru că am aflat și eu acum aici despre această oportunitate, că ai făcut cunoștință cu persoana care a elaborat acest mecanism super complex, dacă am putea face legătura colegilor de la minister sau fie din Comisia Parlamentară pentru a vedea cum integrăm datele noastre și poate chiar le extindem la nivel de țară pentru a ne integra mult mai bine și în tot ce ține de această mapare de date, să fim și noi pe harta Uniunii Europene, nu doar la nivel de proiect. Și... Mersi mult! Mersi mult, Michel, mersi mult, Alina, doamna Adam, mersi mult, doamna Tatiana, doamna Corețchi, tuturor celor care ne urmăresc, vreau să vă mulțumesc încă o dată. Eu sunt unul încurajat foarte mult și în același timp foarte bucuros și cred că noi am avut un noroc foarte bun să avem această colaborare cu Alina, pe care noi vom continua cu mare drag și vom sprijini inclusiv efortul tău de promovare. Noi vom publica, studiul va fi public online la începutul săptămânii viitoare. Cu siguranță sper că și această prezentare, și această analiză, și discuții pe care le-am avut-o va atrage atenția mai mare a colegilor din presă, așa că sunt sigur că am putea să continuăm să prezentăm rezultatele tale, Alina, și să le extindem cât mai mult la nivelul publicului. Asta fiind spus, eu vreau să mulțumesc încă o dată tuturor. Mersi mult pentru prezență, pentru prezentare și felicitări încă o dată, Alina. Mersi încă o dată, Michel. Noi vă dorim o după-amiază cât mai bună și revenim în scurt timp, cred că într-o săptămână, două, da? Avem următoarea prezentare. Iarăși, fiecare din subiecte pe care colegii noștri cercetători le-au ales, le-au cercetat, sunt foarte interesante, sunt diferite, dar sperăm noi că ele într-adevăr atrag atenția și de fapt arată că avem un potențial pe care încă nu înțelegem foarte bine să-l valorificăm la nivel de tineri cercetători care au nevoie de sprijin. Și atunci când există acest sprijin, cu siguranță și înțelegerea lucrurilor este mult mai bună. Politicile publice sunt dincolo de politică și geopolitică, sunt subiecte, este un instrument de bază care ne ajută să facem lucrurile mai bune, să funcționeze. De asta să ne urmăriți, urmăriți evenimentele noastre următoare. Asta fiind spus, mulțumesc foarte mult dumneavoastră și echipei. Să aveți o seară cât mai bună.